Salut! Numele meu este George Trifu și astăzi să discutăm câteva lucruri despre personal branding. Ce este personal branding-ul? Plecăm de la definiția principală, care este următoarea. Brandul reprezintă totalitatea percepțiilor pe care un public le are despre un anumit subiect. Adaptarea la personal branding reprezintă definirea subiectului, care de fapt este o persoană. Cu ce ne ajută personal branding-ul? Păi să vedem. El ne ajută în următoarele situații. Vrei să-ți găsești un job, vrei să-ți faci prieteni noi sau vrei să intri într-o comunitate de oameni noi. Acest lucru te ajută foarte mult pentru că oferă o încredere sporită celor din jur în a lucra sau a conviețui cu tine. Foarte important de reținut este că brandul personal nu reprezintă un proces de fabricare de imagine. Acesta reprezintă o descoperire a valorilor tale și expunerea autentică a acestora. Cum îți identifici brandul personal? Foarte simplu, punând câteva întrebări celor apropiați ție. Nu știu, cum te prezintă pe tine prietenii tăi apropiați altor prieteni? Sau cum te descriu colegii tăi de la birou familiei lor sau prietenilor lor? Secretul este autocunoașterea sau conștientizarea calităților și defectelor tale. Din punctul meu de vedere, există două mari categorii de oameni. Cei care se folosesc de ei înșiși pentru a ajuta pe alții și cei care se folosesc de alții pentru a se ajuta pe ei înșiși. Această ultimă categorie are tendința să aibă un branding personal mai dezvoltat datorită nevoii obținerii de încredere din partea celor din jur. Am făcut această clasificare pentru a-ți oferi o altă metodă prin care te poți descoperi și prin care poți avea o bază de la care să pleci în descoperirea personal branding-ului. În concluzie, brandingul personal reprezintă o unealtă prin care voi puteți deveni unici și remarcabili și prin care vă puteți diferenția de ceilalți din jurul vostru.